Să discutăm așadar și despre o temă internă, importantă, relevantă. Să discutăm despre un comentariu al lui Andrei Caramitru. Andrei Caramitru vă este cunoscut? Andrei Caramitru, dați-mi pe chat. E o figură publică, după mea, cunoscută, destul de cunoscută. Dați-mi pe chat cine îl urmărește pe Facebook, pe Andrei Caramitru. Petru spune parțial. Tendon Amenenco este tendențios ca de obicei. Da, tatăl lui Andrei Caramitru a fost marele actor Ion Caramitru, actor pe care l-am și văzut mai multe piese și care m-a și susținut în 2001. Chiar am o filmare în acest sens, am avut un eveniment organizat la Teatrul ACT din București. Era un teatru inovator, un teatru în care creat de Marcel Iureș, da, dar se puneau în scenă piese ale mai multor regizori și actori extrem de valoroși, unii dintre ei foarte tineri. Știu că mergeam cu mare drag la Teatrul ACT și în acea perioadă am creat primele cărți electronice din România puse pe CD. Și am organizat un astfel de eveniment la Teatrul ACT. Ion Caramitru atunci era președintele UNITER. UNITER este acea organizație a creatorilor de teatru, a autorilor de piese de teatru, a actorilor, da, de teatru. Și publicasem și autori care fuseseră premiați de către UNITER în acea perioadă, în 1999, anul 2000-2001. Și în 2001 am avut această primă lansare, am reușit atunci, am primit o sponsorizare de $1000, cred, $1000 de la Microsoft România, ceea ce era fantastic atunci. Am avut această sponsorizare și am creat primele cărți electronice în programul Microsoft Reader, se chema programul, și am însoțit acele cărți electronice și de niște filmulețe făcute cu autorii care le-au autorii pe care i-am publicat. Și am făcut evenimentul de lansare la Teatrul ACT în anul 2001. Am invitat atunci o serie de personalități și a participat și Ion Caramitru. Și am fost extraordinar de încântat că domnia sa a venit la acel eveniment. Așadar am o amintire foarte dragă mie cu Ion Caramitru din anul 2001. De asemenea, l-am mai văzut în piese de teatru, la Teatrul Național, pe Ion Caramitru. Și sigur, îl știu din filme pe Ion Caramitru, încă din anii 80. Apoi domnia sa a fost implicat chiar politic la începutul anilor 90, la Revoluție, în lunile acelea foarte turburi din anii 90. A fost o mare personalitate și a teatrului, a culturii și a politicii. Și dacă nu mă înșel, a fost la un moment dat ministru. Dar s-ar putea să mă înșel, nu știu, poate caută cineva dintre voi pe Wikipedia, dacă Ion Caramitru a fost ministru al culturii la un moment dat, nu mai sunt sigur, în anii 90, dar repet, nu mai sunt sigur, poate n-aș vrea să spun lucruri eronate, însă a fost o personalitate extraordinară. Andrei Caramitru, de asemenea, este o personalitate publică foarte cunoscută, da, a colaborat și cu cei de la USR, la un moment dat a rupt legăturile cu cei de la USR, pentru că spiritul lui Andrei Caramitru este unul foarte, foarte critic și e foarte bine că e așa. Adică eu îl înțeleg perfect, aș spune, sau îl înțeleg foarte bine. E important să fim critici, e important să avem un spirit critic. Și Andrei Caramitru a tot spus, l-am urmărit, a tot spus diverse lucruri în spațiu public, unele îndreptățite, altele mai puțin îndreptățite. Ce este însă de remarcat la Andrei Caramitru este că are formulări foarte tranșante. De aici poate și o bună parte din succesul lui. Deci are formulări din astea foarte tranșante, adesea bine formulate, da? Adică formulate sunt formulări de impact. Da? Sunt formulări care pot ajunge foarte rapid în conștiința publicului. Și aș vrea să discut despre o postare a lui, sper să o găsesc cât mai
Repede. Da, am găsit-o. Este o postare de acum 2 zile. Dar, da, Andrei Caramitru s-a remarcat în spațiul public prin formulările acestea, repet, foarte, foarte tranșante, care au impact, fac presă imediat, are un stil uneori foarte dur și caustic și critic și definitiv, adică când a găsit un motiv de critică, dă de pereți cu cei pe care vrea să-i critique. Și, repet, înțeleg asta. Eu am un stil, poate ați remarcat, sau nu știu, încerc cel puțin să am un astfel de stil ceva mai nuanțat. Sunt critic, sunt foarte critic adesea, însă am anumite limite în a demoniza pe cineva sau încerc să nu cad ușor în această ispită de a demoniza totalmente pe cineva. Sigur, când vorbim de criminali sinistri precum Putin, e o cu tot altă discuție. Dar când vorbim de teme interne sau de dezbateri de idei, încerc să păstrez discuția cât se poate de mult la nivel ideatic. Sigur, putem critica și comportamente, putem critica atitudini, putem critica idei, însă am o reținere în a jigni persoane. Și cred că spre sănătatea spațiului public din România e de dorit să rămânem pe cât posibil la nivelul unor dezbateri de idei. Și haideți să vedem ce spune Andrei Caramitru și o să vă arăt unde sunt punctele în care domnia sa exagerează sau chiar este totalmente nedrept. Este o postare pe pagina lui Andrei Caramitru. O pagină care are 53.000 de followeri. Și este o postare din 27 aprilie, care începe așa, începe tranșant din start. Da? Ecologiștii au făcut un rău enorm și trebuie să vorbim despre asta. Din start, ideea asta că ecologiștii au făcut un rău enorm este în sine o enormitate. Da? Pentru că ce înseamnă până la urmă să fii ecologist? Înseamnă să fii preocupat și de protejarea naturii. Înseamnă să conștientizezi faptul că dacă nu suntem atenți și dacă nu suntem responsabili cu actele noastre și cu felul în care ne gestionăm deșeurile și emisiile de gaze cu efect de seră, vom avea de suferit, vom genera probleme la nivel planetar. Și aici lucrurile sunt indiscutabile, adică sunt studii științifice care atestă de decenii încoace, sunt multe studii științifice în ultimele decenii, din discipline diferite, deci nu doar dintr-o singură direcție, care atestă, dincolo de orice îndoială, că schimbările climatice sunt o realitate și că utilizarea combustibilor fosili contribuie la aceste schimbări climatice, contribuie la o. Și suntem în fața unui scenariu de criză climatică. Sigur că nu prea mai vorbim acum despre asta sau vorbim mai puțin, pentru că avem războiul din Ucraina. Am avut și pandemia în ultimii 2 ani, care. Să zicem, astfel de teme, astfel de crize în care moartea este iminentă, au dus așa, au împins într-un plan secund temele legate de mediu, care presupun niște pierderi, inclusiv de vieți omenești, într-un termen mediu sau lung. Nu iminent, nu astăzi, nu mâine, cum a fost în cazul pandemiei și acum în cazul și acum de când a început războiul din Ucraina. Însă o conștiință responsabilă, o conștiință care încearcă să vadă tabloul în ansamblul său, nu poate să scape din vedere această temă foarte importantă și gravă a schimbărilor climatice. Și aici utilizarea combustibilor fosili este o temă centrală. Iar ecologiștii sau verzii, ce au făcut în toți acești ani? Au spus, haideți să trecem cât mai rapid către o tranziție energetică și să folosim cât mai mult
să folosim surse regenerabile de energie. Și vă arăt aici o broșură, să zicem. Probabil vă este cunoscut. Eu am fost președintele Partidului Verde, am fost și președintele executiv al Partidului Verde. Am participat la mai multe reuniuni internaționale ale verzilor europeni. Am fost și pe la Parlamentul European cu niște cauze legate de mediu. Am avut o politică în Parlamentul României, o politică centrată pe protecția mediului, pe descurajarea acelor tehnologii periculoase cu mediu. Spre exemplu, am avut o inițiativă legislativă pentru a nu mai folosi cianuri în minerit. În anii 2011, 2012, 2013, tema Roșia Montană era una de foarte mare actualitate în disputele publice din România și avea și implicații politice, pentru că era o dispută integrată și în polemicile politice de atunci. Ei bine, eu am fost categoric împotriva acestor tehnologii. De asemenea, am fost împotriva tehnologiilor de fracturare hidraulică, da? Care presupune extragerea gazelor de șist. Iarăși, o tehnologie foarte controversată, cu destule probleme. Da? Și ideea e, cât timp mai insistăm pe astfel de tehnologii periculoase cu mediul, poluante sau care generează emisii cu efect de seră, de gaze cu efect de seră, gazele de șist generează și mai multe emisii decât extracțiile obișnuite de gaze standard, să zicem. Asta e ca un detaliu. Și am făcut și o lege contra fracturării hidraulice. Am fost și consilierul premierului Ponta în 2012 și la fel, Ponta a zis: nu, nu mai folosim cianuri, nu folosim fracturare hidraulică. Până în alegere a spus asta. Și atunci am zis: ok, bravo. După alegere a schimbat-o. Și cum a schimbat foaia și a zis: a, nu, că trebuie să creăm locuri de muncă, să avem investiții străine. Cum a început asta? Eu am ieșit din USL-ul de atunci, am fost primul parlamentar care a ieșit din USL-ul de atunci. Îi spusesem inițial lui Victor Ponta: vezi că dacă tu salvezi Roșia Montană, o să fii foarte bine perceput de societatea civilă, o să devii erou societății civile ecologiste, să zicem. Dar dacă susții acum gazele de șist și cianurile în minerit, așa cum susținuse Băsescu înainte, lumea te va urî cum l-a urât pe Băsescu. Și asta s-a și întâmplat în 2013, când prăbușirea politică a lui Ponta a început tocmai de la această temă. Nu plagiatul l-a prăbușit pe Ponta, sigur că a fost o pată morală importantă pe obrazul lui, dar a reușit să câștige alegerile, deși a apărut scandalul cu plagiatul. Iată că România nu scapă de blestemul premierilor cu plagiate. L-avem acum pe Ciucă, la 10 ani, 10 ani mai târziu îl avem pe Nicolae Ciucă, tot cu o problemă foarte mare de plagiat. Deci n-am făcut progrese din perspectiva asta. Dar prăbușirea politică a lui Victor Ponta a venit tocmai de la o situație legată de probleme de mediu. Pentru că el a schimbat și a schimbat discursul cu 180 de grade și primele proteste masive contra lui Ponta au fost în septembrie 2013, la doar câteva zile după ce eu am dat presei lista de legi și de schimbări legislative. Guvernul Ponta vrea să schimbe 10 legi, iar eu am obținut acele materiale, le-am dat presei. Și a urmat un scandal monstru care a condus la. Erau 10 legi pe care Ponta vrea să le schimbe pentru a putea da drumul la exploatarea pe bază de cianuri de la Roșia Montană. Da? Pentru că legislația, de fapt, nu permitea, că era o tehnologie foarte periculoasă, cu mari riscuri, și atunci legislația românească era bună, nu permitea așa ceva. Ponta a încercat să o schimbe. Am obținut informațiile, le-am dat la presă. În câteva zile, 10 zile, au început protestele. Pe 1 septembrie 2013, și protestele acelea, vi le amintiți, au durat câteva luni și-au șubrezit foarte mult statura politică a lui Ponta. Au dus la o divizare în cadrul USL-ului și curând USL-ul chiar s-a spart în două. Liberalii au părăsit USL-ul la începutul anului 2014 și acel proiect politic s-a prăbușit. Iar Ponta apoi a pierdut alegerile prezidențiale în 2014 contra lui Iohannis. De asemenea, tot în 2013 am fost la Pungești. Da? La Pungești, compania americană Chevron începuse să facă explorări. Da?
pusese acolo o sondă și făcea explorări pentru gazele de șist. Și asta fără să se fie obținut acordul cetățenilor din zonă. Și iarăși, asta e o problemă cu tehnologia asta. Sunt mai multe țări care deja au legislații care interzic. Deci e o problemă reală aici cu gazele de șist. Nu e așa de simplu. E o situație foarte, foarte controversată. Am fost și eu la Pungești. Vă spun că pentru a intra la Pungești trebuia să treci niște filtre, ca și cum treceai de o graniță, da? Pungeștiul fusese practic izolat de Uniunea Europeană. Numai când intrai în Pungești, intrai într-o zonă care nu mai făcea parte din Uniunea Europeană, că nu mai avea aceleași drepturi. Era ca și cum intri într-un teritoriu străin. Am trecut prin filtre de poliție și aveam... eram deputat, dar eram demnitar al acestei țări și totuși m-au oprit filtrele de poliție. Sigur, m-au lăsat să trec, nu m-au blocat. Dar acolo, ce s-a întâmplat cu cetățenii aceia, țăranii din zonă, da, fuseseră răbătuți, terorizați, jandarmeria patrula pe străzi noaptea, îi băgaseră teroarea în ei. Deci nu așa ceva era absolut inacceptabil. Și asta se întâmpla sub Ponta. Și eu eram foarte apreciat de ambasada Statelor Unite. Statele Unite mă invita, ambasada mă invita să la recepții restrânse, la recepții cu foarte puțin demnitari, 3, 4, 5 demnitari români. Eu eram printre ei. Și aveam și discuții face to face cu demnitari, cu ambasadorul de atunci. Nu era ambasador plin, era înaltul reprezentant al Statelor Unite. Știți că România mulți ani n-a avut ambasador american aici, era înaltul reprezentant sau avea o denumire de genul ăsta. Iar în 2014 am fost la Washington. Mi-au perfectat cei de la ambasadă o întâlnire la Washington DC, la Departamentul de Stat, unde m-am dus cu poze de la Pungești. Și am spus, atenție, vrem o Românie democratică. Eu vreau o Românie democratică, sunt convins că și dumneavoastră vreți o Românie democratică. Uitați aici poze, așa nu. Așa nu. Deci compania Chevron fiind o companie americană. Și eu am fost unul dintre primii români care au aflat de ce nu se va face fracturare hidraulică în România. Și o să vă spun și vouă secretul. Atunci era secret sau nu era cunoscut acest lucru pe scară largă. Eu l-am aflat printre primii pentru că eram foarte implicat și am discutat și un altul reprezentant al Statelor Unite. Acum pot să spun asta la 8 ani distanță. Mi-a spus direct, Remus, n-aveți gaze de șist. Noi am explorat acolo la Pungești, dar nu sunt gaze de șist. Sau nu sunt în cantitățile care să facă eficientă o exploatare a gazelor de șist, da? Deci povestea cu gazele de șist a murit rapid pentru că de fapt în realitate nu sunt. Nu sunt suficiente gaze de șist. Sau cel puțin cei de la Chevron care au făcut acolo explorările la Pungești n-au găsit cele ce doreau pentru a putea face pentru a se putea impune cu exploatarea gazelor de șist, da? Făcuseră doar explorare, adică doar au făcut niște forări pentru a vedea ce e în subsol, da? Și nu au găsit ce doreau. Deci asta cu gazele de șist e și dacă ar vrea, nu prea au ce să extragă de pe aici, că nu e așa cum se gândeau inițial. N-ar fi profitat. În plus, exista o presiune mediatică foarte mare și în România și la nivel internațional față de aceste tehnologii. Iar ecologiștii spun, fraților, ce să mai stăm să folosim astfel de hidrocarburi, gaze cu efect de seră? Haideți să trecem, să facem tranziția, să o accelerăm. Sigur că o tranziție de genul ăsta energetică nu se face peste noapte. Nu o faci așa și nu o faci... nu schimbi imediat sursele clasice de energie cu cele regenerabile, dar poți lua măsuri pentru a crește cât mai mult și treptat ponderea surselor regenerabile în mixul energetic național. Iar România are un potențial uriaș și parțial a fost fructificat cu aceste câmpuri de turbine eoliene, într-o anumită măsură și cu solar, dar destul de puțin. Însă, în continuare, România are un potențial foarte mare, iar legislația a fost, pentru perioade scurte, a fost stimulativă pentru astfel de investiții în eoliene, după care s-a impus din nou lobby-ul companiilor petroliere și de gaze și au schimbat legislația și au pus limite pentru sursele regenerabile de energie, ceea ce este o foarte mare greșeală. Foarte mare greșeală, pentru că dacă spunem păi să nu mai fim dependenți de ruși, de gazul rusesc, păi, haideți să nu mai fim, haideți să trecem pe regenerabile.
regenerabilele pot să meargă și spre 45% din energia, să ofere și 45% din energie, poate chiar mai mult. Dar sigur, depinde și e nevoie de un cadru legal care să permită investițiile. Și atenție, investițiile nici măcar nu le face statul român. Nu le face statul român, le fac investitori străini care au credite de la bănci, da? Și pe care și le amortizează într-un număr de ani. Deci e o situație foarte favorabilă pentru statul român, că statul român doar primește taxe și impozite pe profiturile lor și pe investițiile lor și pe locurile de muncă create, da? Fără să miște un deget, da? Numai că lobby-ul acesta al companiilor clasice, masive, care încă reflectă o pondere majoritară în mixul energetic românesc și care se bazează pe combustibili fosili, e puternic politic, da? Și a jucat un rol. Un rol în care, sigur, și eu m-am implicat în această luptă în anii aceia, 2012, 2013, 2014, și, repet, la Departamentul de Stat American în 2014 am dus poze de la Pungești. Și le-am arătat și am spus, nu așa. Nu. Da? Deci nu cu terorizarea oamenilor, nu cu impunerea unor astfel de tehnologii, da? Fără să se țină cont de teme de mediu. Și, sigur, la nivel de ambasadă atunci, repet, mi s-a spus în față, te simpatizăm pentru ce faci, mai puțin asta cu fracturarea hidraulică, dar te acceptăm așa cum ești, ca să zic așa. Și asta mi-a plăcut la americani, adică ok, aveam și teme comune, aveam și teme de divergență, dar ne-am respectat unii pe ceilalți și în cele din urmă compania Chevron și-a retras inițiativele din România, dar vă spun că ăsta a fost motivul. Deci cei care visează că gata să extragem acum gaze de șist, realitatea e dură pentru ei, nu avem gaze de șist. Cel puțin nu avem atât de mult încât să fie tentant pentru investiții străine de anvergură. Așadar, tot soluția e tot asta a verzilor. Da? Tot spre tehnologii din astea trebuie să tinde. Și să dai vina pe ecologiști e exact invers. Adică, cum să dai vina pe ecologiști? Pe ecologiștii ne scapă de gazele rusești. Da? Ecologiștii. Dacă tranziția asta către surse regenerabile ar fi fost mai rapidă, multe țări care acum se codesc să fie mai dure cu Rusia, că știu că le taie gazul sau cine știe ce probleme sunt, ar avea mult mai mare libertate de mișcare. Da? Deci ecologiștii sunt ăia care ar fi trebuit ascultați acum 20 de ani, sau 15, sau 10, da? În mult mai mare măsură. Aici Andrei Caramitru are o percepție completamente eronată asupra realității, da? Și el zice, da, trebuie să tăiem consumul de hidrocarburi. Păi despre asta vorbesc ecologiștii, nu alții. Ecologiștii sunt cei care au susținut asta, nu alții. Alții s-au luat după ceea ce au zis ecologiștii, dar ecologiștii au presat pentru această idee încă de acum 30-40 de ani, da? La nivel politic. Ok, apoi citesc, găsiți postarea din 27 aprilie. O să spicuiesc din ea, mai citesc câteva pasaje. Și nu mai spune așa: problema e că ecologiștii nu abordează logic, rațional problema, ci pur ideologic și marxist. Ce treabă are ecologia cu marxismul? N-are nicio treabă. Deci este o simplă încercare asta, asocierea ecologismului cu marxismul. Un moment, că mi s-a deschis un clip, îl aveam aici deschis cu al doilea război mondial. Ok. Am dat un click greșit. Așadar, ce treabă are ecologismul cu marxismul? Ce treabă? Păi, partidele ecologiste sunt partide democratice, sunt partide care participă la viața politică din multe țări europene. În Germania acum sunt chiar la guvernare, sunt foarte anti-Putin. În guvernul german, verzii și liberalii sunt mult mai anti-Putin decât socialdemocrații. Deci n-au nicio treabă nici cu Rusia, nici cu marxismul. Că mai sunt pe aici pe acolo unii ecologiști care au și simpatii marxiste, ok, treaba lor, e dreptul lor. Dar nu despre asta este ecologismul. Ecologismul nu este despre marxism.
ecologismul are alte surse filozofice și intelectuale. Nu marxismul. Nu marxismul este rădăcina filozofică și intelectuală a gândirii politice ecologiste. Mai mult, marxismul vrea întreprinderi, vrea muncitori, vrea luptă de clasă sau ce mai vrea. Da? Ecologiștii vor cât mai puțin muncitori, da? Vor mai puțină industrie poluantă, da? Vor tehnologii verzi, iar tehnologiile cele mai verzi sunt cele care implică mai puțină participare umană până la urmă. Da? Ca să scoți cărbune, de exemplu, dacă vorbim despre energie, trebuie să ai mineri, îi trimiți în mină, își umplu plămânii de praf din ăla, trăiesc mai puțin, se îmbolnăvesc, dar îi fac un sacrificiu și sacrifică viețile cumva ca să aibă o țară energie, cărbune. Ecologii spun, vin și spun, ia stai, hai să nu mai omorâm pe oameni în mine, hai să folosim eoliene. Și eolienele pot să aducă și mai multă energie, mult mai multă energie decât cărbunele, de exemplu. Da? Și sigur, aici sunt și foarte multe chestiuni tehnice. Nu intru acum în chestiuni tehnice. Cât anume trebuie să fie în mixul energetic energie eoliană sau cea solară, sau cât de repede să fie tranziția făcută. Astea sunt chestiuni tehnice. Eu vorbesc acum chestiuni de principiu. Iar la nivel de principiu, ecologiștii au 100% dreptate. Și ei sunt cei care ne eliberează de gazul rusesc. Ei sunt ecologiștii verzi europeni, sunt cei care au susținut acea abordare politică prin care să ne eliberăm noi în Europa, în Uniunea Europeană, de gazul rusesc. Ei sunt cei care au promovat asta, da? Și Andrei Calamitru este în totală eroare să-i acuze tocmai pe cei care au luptat pentru asta. Da? Haideți să vedem ce mai spune Andrei Calamitru. Da? Că de ce o fi asta cu ecologia ceva de super stânga, nu înțeleg deloc. Nu este de super stânga, da? Ecologia nu e neapărat de super stânga. Pot fi și ecologiști care să fie și de super stânga, pot fi și ecologiști care să fie mai de centru, pot să fie ecologiști care să fie de stânga social-democrată, pot să fie ecologiști care să fie de dreapta sau ecologiști liberali. Eu mă consider un ecologist mai apropiat de liberalism. Nu și critic stânga extremă, am tot criticat-o și o voi mai critica. Găsiți la mine, găsiți dacă vă uitați în clipurile de pe canalul meu de YouTube, veți găsi și critici la adresa extremei stângi. Stânga social-democrată e rezonabilă, poate fi partener politic de dialog. Extrema stângă are niște bizarerii care trebuie criticate. În plus, zice, mai sunt și mega infiltrați de ruși. Măi, de unde știe, de unde aduce Andrei Calamitru chestia asta? A prins el în zbor că prin anii 80 a fost nu știu ce finanțare de la ruși către ecologiști. O fi fost, nu fi fost, nu știu, să vină cu niște dovezi. Dar ce treabă are asta cu gândirea verde, cu gândirea ecologistă? Absolut niciuna. E doar o încercare de asociere a gândirii politice verzi cu ceva infam, precum Rusia, Putin, da, sau comunismul. Da, și asociez cu ceva infam pentru ca după aceea să-ți fie mai ușor să dai la o parte. Dar îți spun, Andrei Calamitru, te înșele amarnic. Eu personal n-am absolut nicio legătură. Am fost singurul deputat al unui partid membru al Verzilor Europene în Parlamentul României. N-am nici o simpatie pro-Putin, pro-Uniunea Sovietică sau, și vedeți cât de critic sunt față de toate formele de tiranie. Da? Și agenda mea politică a fost una verde progresistă. Adică am susținut niște reforme și o preocupare pentru protecția mediului și pentru protecția animalelor și drepturile omului, da? Plus secularism, separare stat-biserică, adică toate cele valori care sunt constitutive pentru democrațiile occidentale de astăzi. Asta am susținut. Multe idei pe care le-am susținut nu prea sunt înțelese, da? Asta e. Știu, o democrație cere timp pentru a evolua, pentru a se înțelepți și pentru a înțelege mai bine valorile de care are nevoie pentru a progresa, să zicem. Da? Dar eu sunt contra extremismelor, n-am nicio legătură cu marxismul, sunt antimarxist, sunt critic față de Marx din nenumărate motive. Am mai discutat despre asta, o să mai discutăm despre asta. De ce să aduci într-o discuție atât de importantă precum energia de astăzi aceste, nici nu știu cum să le spun, da? E doar o dovadă de superficialitate.
Da, e exact ca chestia aia. Tu ești cu Soros. Soros te plătește. Este similară. Să spui că ecologiștii sunt pro-Putin sau pro-Marx sau nu știu ce, ceva de genul ăsta, este exact același tip de acuzație că ai fi plătit de Soros. Eu sunt acuzat că mă plătește Soros sau masonii sau oculta mondială sau eu știu cine. Sunt de aproape 25 de ani acuzat. În spațiu public se formulează astfel de acuzații față de mine, deci sunt obișnuit. Dar sunt surprins să văd o asemenea abordare superficială la Andrei Caramitru. Și știu, poate n-are timp, poate a scris mai la nervi, poate n-a aprofundat subiectul. Dar hai să, uite, eu îl invit la o dezbatere. Hai să discutăm pe argumente, da? Să nu plecăm de la premiza că, a, ești ecologist, ești un monstru, a, ești anti-ecologist, ești un monstru. Nu, hai să discutăm mai civilizat. Hai să discutăm pe argumente și o să vedem că, de fapt, în multe puncte, opiniile noastre s-ar putea chiar să fie foarte asemănătoare sau să coincidă, dar e contraproductiv pentru un dialog să zici, păi, ecologiștii sunt cu Putin sau sunt cu Rusia sau cu sovieticii sau. E absurd, da? Și observați că verzii din Germania, uitați-vă cum dau de pereți cu Putin și cum au zis, nu, trebuie să trimitem arme Ucrainei. Păi cum îi plătește Putin sau cum, ce treabă, da? Deci, realitatea contrazice complet afirmațiile lui Andrei Caramitru. Și dacă politicile verzi în privința energiei, și anume această tranziție energetică, ar fi fost accelerată așa cum au cerut verzii de 20 de ani, 30 de ani, atunci n-ar mai fi fost dependența de gaz rusesc sau ar fi fost într-o măsură mult, mult, mult mai mică. Spre exemplu, România. România are foarte puțină nevoie de gaz rusesc. 90%, 80-90% din consum și ne asigură din producția proprie. Da? Deci România nu se numără printre țările care au o foarte mare dependență de gazul rusesc. Dacă s-ar tăia de mâine gazul rusesc, am face față, ne-am descurcat totuși cât de cât. Nu s-ar opri totul. În Germania însă s-ar opri foarte mult din industrie și probabil și în alte țări. Da, în Germania e complicat, dar verzii au fost consecvenți. Verzii au zis, nu, haideți să de 25-30 de ani, de când sunt un partid semnificativ, de când au intrat în Parlament, în anii 80 și ceva au intrat în Parlament verzii, în anii 80 și Iosca Fischer, da? Prin 85, 86, 87, Iosca Fischer era în Parlament, a fost ministru de externe la un moment dat, tot din partea verzilor. Deci nu. Aceste acuzații sunt incorrecte. Da? Andrei Caramitru, hai să lăsăm acuzațiile astea că sunt incorrecte. Hai să ne uităm pe din nefericire, acum în România, ecologiștii nici nu joacă un rol prea important politic. Da? Deci nu sunt un decident. Da, zice așa, urlă că totul trebuie să fie cu regenerabile. Măi, ideal, acolo ar trebui să ajungem, dar toată lumea e realistă, sau cel puțin eu sunt realist. Nu se poate asta peste noapte. Însă cu cât încercăm să împingem spre astfel de tehnologii, se poate. Se va putea într-o bună zi. Da? Și acum de-aia se vorbește de o tranziție. O tranziție care durează, nu știu, 10 ani, poate 20 de ani. Durează mult, nu e așa de simplu. Și ecologiștii autentici știu asta. Da? Nu trebuie acum să le să le schimbăm opinia, să o prezentăm într-un mod trunchiat, să o prezentăm într-un mod care să o ducă într-un derizoriu sau într-un ridicol, pentru că apoi să o criticăm mai ușor sau să o atacăm mai ușor. Asta se numește eroarea de logică omul de paie. Da? Când nu te uiți exact la ce spune un om, ci sau ce spune cineva, sau verzii germani, de exemplu, sau verzii europeni, ci îi schimbi vorbele, îi transformi argumentele în ceva mult mai exagerat ca să fie mai ușor să le respingi. Asta este o eroare de logică numită omul de paie. Deci, Andrei Caramitru, te rog, eu mă uit, îți citesc multe postări cu interes, chiar cu plăcere. Și pe tema energiei, evident că ar trebui să avem discuții echilibrate, raționale, cu cifre pe masă, da?
și cu principii, da? Și cu principii bine conturate, bine așezate. Altfel, doar aruncăm așa, ăia sunt răi, malefici și îi scoatem din ecuație, din discuție. Nu, noi avem nevoie în România de un partid verde în Parlament. Că avem multe teme de mediu complicate și cu pădurile și cu polările și cu... avem multe. Poluarea de orașe. Deci avem nevoie de un astfel de partid în Parlament. Până acum a fost foarte greu și o singură dată s-a reușit asta în 2012, când am reușit să obțin un mandat pentru verzi în Parlamentul României. Dar avem nevoie de o discuție rațională și eu la asta te invit și pe tine și pe oricine altcineva. Să discutăm echilibrat, rațional, cu argumente, fără mistificări și, eu știu, denaturări ale unor puncte de vedere. Nu se poate totul cu regenerabile peste noapte, dar într-o bună zi se va putea. Da? Zice așa Andrei Caramitru, că nu e tot timpul soare și nu bate vântul tot timpul. Nu bate tot vântul timpul, da? Se găsesc, sunt tehnologii care sunt acum în... unele sunt deja implementate, altele sunt în curs de implementare, altele sunt în curs de realizare, da, și de pus la punct, care să ne permită asta, depinde ce vrem. Da? Dacă ne pregătim de o tranziție energetică masivă, pe atunci trebuie să ne stabilim care sunt țintele, care sunt punctele, care sunt tehnologiile, care sunt și cum facem și eventual care sunt investițiile. Cum punem la punct căi din acestea de investiții care să nu presupună costuri foarte mari din partea statelor, că poate statele n-au bani, dar prin sistemele alea bancare, v-am explicat, investiții cu credite la bănci amortizate în 10 ani, 8 ani, 7 ani, nu știu, 12 ani, habar n-am. Se pot găsi niște instrumente financiare pentru astfel de investiții care să fie ok. Iar gândiți-vă că Suedia și în această carte e dată ca un exemplu foarte bun. 49% din 49% din energia Suediei este regenerabilă. La momentul când a fost scrisă cartea asta, broșura asta, nu mai știu în ce an, cu am de ceva vreme. Ia să vedem dacă 2010. Deci în 2010 suedezii aveau asta, aveau 49% regenerabile. Important însă este să nu fie puse frâne dezvoltării surselor regenerabile. Și eu vă spun că în România sunt frâne. În 2012, când eram consilierul premierului, m-am luptat contra unor astfel de frâne, pentru că potențialul de energie eoliană era mult mai mare și uneori l-a depășit chiar pe cel nuclear sau ajunsese la procentaje foarte mari, 20, 30, 40% în anumite zile, desigur, nu în fiecare zi, dar în anumite zile era foarte mare și s-a încercat și s-a impus la un moment dat să se limiteze asta la doar 11% din mixul energetic să fie eolian. Ceea ce este o frână nedreaptă, injustă. Este o frână, de ce să limităm asta? Și au fost dispute, acum sunt, în ultimii ani am fost rupt de mediul politic, nu mai sunt la curent exact cu reglementările în vigoare în această clipă. Dar știu că în anii 2012, când eram consilierul premierului, chiar am adus la aceeași masă toți actorii implicați în investiții în surse regenerabile de energie, instituțiile statului care gestionează aceste probleme și am ajuns la un consens despre privind niște modificări legislative care erau necesare la acel moment. Victor Ponta a apreciat asta, mi-a promis Remus, ne ocupăm după alegeri, eram înainte de alegerile din 2012, după alegeri a îngropat tema, și-a menținut promisiunea, asta a fost. Dar eu am făcut acest efort și dacă l-am făcut într-un context în care chiar era nevoie de așa ceva și dovadă că am reușit să aduc la masă toate instituțiile românești, ministerele de resort, investitorii, finanțatorii, i-am adus pe toți la masă și am discutat cum anume să fie arhitectura legislației românești pentru a stimula investițiile în eoliene și creșterea producției de energie eoliană pentru mixul energetic național și nu limitarea arbitrară a acestuia. Pentru că acea limitare arbitrară, adică dacă eolianul poate produce 30%, de ce să nu lași să producă 30%? Lasă să producă 30%. Nu-i pune limită de 11%. Însă atunci fuseseră în perioada guvernelor Băsescu, de dinainte de 2012, fuseseră operate niște modificări de proastă cu impact negativ pentru astfel de investiții
Și duceam atunci o luptă și mă loveam de conservatorii pro-gaze și pro-petrol și combustibil fosil, care să știți că sunt influenți, sunt foarte influenți, pentru că dețin cea mai mare parte a pieței. Și acolo e vorba de multe, multe miliarde. Deci e o luptă, e o luptă între vechi și nou, cum a fost în multe alte domenii. Așadar, povestea este mult mai complexă și nu poate fi redusă la, cum zice Caramitru, că n-ai cum să depozitezi energia, nu există tehnologia, că nu tot timpul e soare și nu bate vântul tot timpul. Da, despre lucrurile astea se discută, dar sunt chestiuni tehnice care trebuie discutate cu echilibru și evident că ecologiștii nu vin să susțină utopii. Da? Gândiți-vă că totuși, verzii germani au o rigoare germană. Adică atunci când susțin anumite lucruri, le susțin cu niște argumente totuși serioase. Dacă e ceva ce nu e suficient de solid, hai să discutăm ce e solid, ce nu e solid din argumente, dar să discutăm pe argumente, nu pe presupuneri și nu pe desfigurarea argumentelor verzilor în ideea că verzii vor așa, ca în 24 de ore să trecem la eoliene și solar, să schimbăm peste noapte energia și gata, am rezolvat problema. Nu, nu despre asta e vorba. E vorba de o tranziție. Da? O tranziție. Iar această tranziție, în primul rând, ai nevoie de o viziune, de niște calcule, de pus totul pe hârtie și de pus apoi în aplicare. Nu poți expedia întreaga discuție cu niște acuzații din astea foarte superficial formulate. Foarte superficial formulate. Că Gazpromul, că dacă închizi centralele nucleare, înseamnă că depinzi de Gazprom. Verzii tocmai vreau eliberarea de Gazprom, așa cum am explicat mai devreme. Da. Continuă Andrei Caramitru. La noi și nu numai, HUO nu vrem gaze de șist. V-am explicat cu gazele de șist. A fost un balon umflat artificial. Nu prea avem gaze de șist. Da? Acesta e motivul real care mi-a fost comunicat într-o discuție între patru ochi, chiar de către înaltul reprezentant al Statelor Unite în România, în anul 2014. Pot să spun lucrurile astea după 8 ani. Da, pot să scriu și deja să scriu și cărți despre lucruri discutate în cadrul restrâns în politică. După câțiva ani le poți face publice. Nu mai sunt nu știu ce mari secrete. Da, plus ironia asta cu hipsterii. Hai să lăsăm povestirea cu hipsterii, da? Că nu e despre hipsteri aici. E despre ce vrem să facem cu planeta asta. Dacă vom consuma în continuare combustibili fosili, punem pe umerii generațiilor următoare niște probleme foarte greu de gestionat. Tot mai greu de gestionat. În privința surselor de energie, schimbările pe care le putem face cer ani sau decenii. Dacă cu cât începem mai repede, cu atât avem șanse să rezolvăm mai repede. Cu cât amânăm, și cu oamenii de știință de cât timp țipă? Țipă din anii 80-90 cu schimbările climatice. De la începutul anilor 90 deja era foarte clar că sunt schimbări climatice generate de combustibilii fosili. Nu s-au luat măsuri, nu s-au luat decizii. Deciziile politice au fost lente. Chiar și acordul de la Paris e foarte limitat, pentru că nu impune niciun fel de obligații. Fiecare țară își stabilește singură obiectivele. Ori aici suntem pe un teren al arbitrariului. Sigur, Uniunea Europeană a făcut cele mai mari eforturi pentru trecerea la surse regenerabile de energie. Și Uniunea Europeană e campionul în această privință. Și e foarte bine că e așa și trebuie să continuăm, trebuie să accelerăm și să fim un model pentru alte țări. Acum a apărut criza cu Rusia lui Putin și sigur, trebuie să scăpăm de gazul rusesc. Dar regenerabilele sunt soluția sau o bună parte a soluției. Și hai să discutăm rațional, fără să demonizăm din start alte opinii. Da? Pentru că cei care au venit cu soluțiile au fost ecologiștii, nu au fost alții. Nu au venit liberalii să vină cu tra- Nu au venit liberalii cu tranziția energetică, nu au venit socialdemocrații, nu au venit conservatorii.
Verzi au venit cu ea. Verzi au susținut și după niște ani de eforturi, de explicare, plus comunitatea științifică, plus studiile științifice, au început și alte partide să zică, da, ar trebui să luăm niște măsuri. Dar cine a venit cu soluția, cu problema asta și cu temele astea? Verzi. Deci trebuie să le dăm credit. Apoi, încă o eroare a lui Andrei Caramitru, zice, iarăși la noi se discută de microhidrocentralele. Acestea sunt cele mai bune chestii, spune Andrei Caramitru, fără să cunoască absolut deloc tema. Super verde, energie și constantă, nu ca eoliene sau fotovoltaice. Bun. Aceste microhidrocentrale, în primul rând, produc energie în cantități foarte, foarte mici. Ele pot fi utilizate eventual pentru zonele izolate, doar pentru zone izolate din, nu știu, creierii munților sau unde nu prea ai alte surse de energie, deși și acolo poți, dar hai să zicem că e mai greu acolo, e mai complicat și ai nevoie de o sursă și atunci o microhidrocentrală poate ar avea vreun sens. Însă, ce s-a întâmplat în România? În România a fost implementată o schemă de finanțare pentru astfel de proiecte și de fapt a fost o schemă pentru băieții deștepți care au obținut fonduri uriașe pentru astfel de microhidrocentrale care erau amplasate peste tot, pe toate râurile și râulețele din România. Dar asta însemna distrugerea unor întregi ecosisteme și pentru se sacrifica întreaga natură, da? Și se distrugeau zeci de râuri și pârâuri din țara asta pentru niște sisteme de finanțare avantajoase pentru băieții deștepți și care ar fi dus la o producție de energie mai mică de 1%. Mai mică de 1% la nivel național. Deci mai puțin de 1% făceau toate microcentralele la un loc. Iar prețul era că apa din râuri dispărea pentru că era dusă în niște canale. Asta însemna că umiditatea întinsă pe mulți kilometri și pe zeci de kilometri pe unde treceau acele râuri dispărea pentru că apa aia era trecută prin niște canale care ajungeau în niște baraje și acolo se obținea energia, dar distrugeai practic un întreg mediu și dacă nu înțelegi asta, vino să discuți cu verzii, vino să discuți cu ecologiștii că vei înțelege. Andrei Caramitru, stăm de vorbă, ți arăt pe cifre, pe studii, pe analize, la fața locului. Am fost, când eram consilierul premierului, am fost și am oprit, am încercat să opresc niște microhidrocentrale. Și pe moment, din fericire, s-au oprit niște astfel de microhidrocentrale care, repet, creau foarte puțină energie. Deci avantajul, așa zis, energetic sau economic era foarte mic. În schimb, distrugea ecosisteme întregi. Dacă nu suntem sensibili la cât rău putem face naturii, nu nimic. Avem nevoie de o terapie, o discuție terapeutică alături de niște ecologiști raționali, echilibrați, care să vină cu detalii și de natură tehnică și cu argumente foarte puternice care să arate că există alternative la astfel de microhidrocentrale și trebuie să fim atenți la ce vrem să sacrificăm și de dragul unui câștig mult prea mic, sacrificiile pot fi foarte, foarte mari. Da, iar verzii sunt ultimii care susțin că importăm mai mult de la ruși. Nu verzii susțin asta, cum spune Andrei Caramitru. Da? Andrei Caramitru zice, nu e nimic să importăm de la ruși. Nu verzii susțin asta. Verzii nu spun să folosim combustibili fosili. Verzii vor să înlocuim combustibilii fosili și să ne eliberăm de această blestemată, de acest cordon energetic umbilical legat de ruși. Da. Deci găsiți postarea. Cred că pot să dau. Ia să vedem. Ok, găsiți textul pe pagina lui Andrei Caramitru. În fine, vorbește și de cărbune. Nu vreau să mă întind foarte mult, să discut chiar fiecare frază. La nivel de principiu, e limpede că Andrei Caramitru nu cunoaște abordarea verzilor europeni sau a verzilor germani. Nu o cunoaște în detaliu. Sunt convins că dacă ar cunoaște-o în detaliu sau dacă am avea o discuție cumva, repet, inclusiv cu cifrele pe masă,
i-ar nuanța poziția. Poate nu și-ar schimba complet opinia, dar măcar și-ar nuanța-o și-ar vedea că e multă raționalitate, mult bun simț, multă logică și rezonabilitate în ceea ce susțin verzii europeni la modul general sau verzii germani, care acum sunt și la guvernare în Germania. Iar în România, vocile verzi, din nefericire, nu sunt influente. Aproape nici nu se aud. Deci, dacă se referă la verzi sau ecologiști din România, nu știu la cine se referă, că nu prea există astfel de voci. A fost una, nu mai e în Parlament. Ok. Da, Mădălina Harlambie, mă bucur că-ți pasă de mediu, ai câștigat votul meu. Îți mulțumesc foarte mult, Mădălina. Da, momentul 2024 va fi unul important. E necesar să readucem în Parlament atunci o viziune ecologistă, o viziune verde autentică, da? Nu de fațadă și nu niciuna radicală, extremistă, da? Nu știu, o fi întâlnit pe Facebook niște opinii de genul ăsta. E posibil și asta. Dar vă spun că tot ceea ce critică Andrei Caramitru nu se regăsește în ceea ce susțin cu argumente verzi. Da? E doar o prezentare eronată, da? Simplistă și simplificată a ceea ce susțin verzi. Nu asta susțin verzi, nu asta susțin ecologiștii și discuția e complexă și trebuie purtată rațional până la urmă. Mai ales acum în contextul ăsta nenorocit cu Ucraina, trebuie să avem discuții raționale și inteligent purtate. Iar primul pas către dialog e respectul față de interlocutor, nu demonizarea lui înainte chiar de a începe discuția sau de a începe dialogul. Că, repet, în România nu sunt voci pe tema asta care se susține ce v-am spus eu voi aici. Da, Tendona Menenco spune: Muntenegru are primul premier de la Vels. Într-adevăr, este o știre pe care am postat-o și eu astăzi pe Facebook, îți mulțumesc că ai menționat-o. Da, iată, se întâmplă. E nevoie. Secolul 21 are nevoie de verzi la guvernare. Nu numai de verzi, desigur. Nu, tot felul e nevoie și de alte partide. Dar e nevoie și de această perspectivă a verzilor. Va aduce niște îmbunătățiri de substanță.